primul podiatru recunoscut oficial în țara noastră este Iulia Valeria Rusu, o tânără româncă stabilită în Marea Britanie. Ea a obținut diploma de podiatru la Universitatea Salford în 2017 și acum urmează un master în chirurgie podiatrică. Am invitat-o pe Iulia Rusu la o discuție despre studiile pe care le fac podiatrii în Marea Britanie, despre salariile acestora, dar și despre rețeaua engleză de podiatrie. Cât a durat procedura de recunoaștere a diplomei de podiatru de către autoritățile române? Întreb acest lucru în ideea în care știu și alți români plecați în străinătate din Europa sau din Statele Unite ale Americii care au studiat acolo, au revenit în România și a durat destul de mult timp până să li se recunoască studiile. Cum a fost în cazul dumneavoastră? Inițial, împreună cu Asociația de Podiatrie, am încercat să echivalez studiile din ianuarie 2019, ultima dată când am fost în România. Atunci mi-am dus toate diplomele care trebuiau să fie traduse, legalizate și trimise la Ministerul Educației pentru recunoaștere. După scurt timp, pandemia a devenit și această procedură a întârziat. Recent, pot să zic acum o săptămână, mă uitam online pe Ministerul Sănătății și am văzut că se poate aplica online. Am decis să fac aplicația online și am fost foarte surprinsă că la 48 de ore după aplicație am primit atestatul de recunoaștere. Vreau să le mulțumesc Ministerului Educației pentru această posibilitate oferită și că au făcut recunoaștere atât de repede, pot să zic, 48 de ore mi se pare incredibil de repede. Dacă ar fi fost să fiți recunoscută mai devreme, mă refer în 2019, când ați depus prima dată actele, ați fi revenit înainte de perioada pandemiei de COVID în țară ca să profesați aici? Sunt membru al asociației chiar de la început, cred că de prin 2016 am semnat un contract de voluntariat cu Asociația de Podiatrie. Din păcate, eu încă sunt în pregătire pentru a deveni chirurg podiatru, dar îmi doresc extrem de mult să mă întorc în țară cât îmi permite timpul pentru a profesa sau chiar a contribui la educarea noilor podiatri din viitor. Asta este ce îmi doresc cel mai mult, să ajut la educarea viitorilor podiatri și chiar să și lucru, dacă este posibil. Și pentru că ați spus că sunteți în devenire chirurg podiatru, aș vrea să ne explicați un pic care sunt etapele în Marea Britanie în ceea ce privește studiile. Ce studii se fac pentru a ajunge podiatru și ce alte studii mai sunt necesare pentru a deveni chirurg podiatru? În Marea Britanie, pentru a deveni podiatru, este nevoie de a termina o facultate de 3 ani, în care este inclus o perioadă de practică pe cursul celor 3 ani, peste 1000 de ore, bineînțeles teorie, bineînțeles examene practice, examene teoretice și la sfârșitul acestor 3 ani este nevoie de o lucrare de diplomă. Fără a trece această lucrare de diplomă, nu poți deveni podiatru. Dacă dorești să continui studiile pentru a deveni, de exemplu, chirurg podiatru, este nevoie de a face un master în teorie de chirurgie podiatrică, care este 3 ani. După aceea este nevoie de a primi un post de fel de rezident, aș putea spune, care este 3 ani, lucrez cu un chirurg podiatru care, bineînțeles, este mentor și te va trece prin toate etapele, te va învăța tot ce este nevoie pentru a deveni chirurg. După acești 3 ani, este nevoie de încă 3 ani pentru a fi rezident specialist. Deja în perioada aia poți să operezi singur, dar este nevoie de un chirurg în spital, în caz de complicații, să fie acolo să te ajute. După terminarea de acești 3 ani, îți primești titlul de chirurg primar, aș putea spune, în chirurgie podiatrică. Deja acolo ești doar tu
și pacientul în sala de operație, bineînțeles și staful medical de care este nevoie. Deci este un drum undeva de în jur de 12 ani pentru a deveni un chirurg podiatru în Anglia. De cât timp profesați ca podiatru în Marea Britanie? Exact după ce am terminat facultatea în 2017 am început să lucru. Am terminat facultatea în luna iulie, iar în luna septembrie deja începusem să lucru. Și înțeleg că sunteți și la stat și la privat. Puteți să ne faceți așa o oarecare comparație ce diferă din punct de vedere al podiatrului? Voi începe cu privatul. În clinica unde lucru privat, oricine poate se programa de la 3 până la 104 ani, oricine dorește un consult podiatric, fie el de rutină, fie el o unghie încarnată, fie de pozice de bătături, de orice, biomecanică multă, pot apela la sistemul privat. În schimb, la sistemul de stat, criteria pentru a accesa aceste servicii este destul de strictă. Asta fiind persoanele cu risc crescut de amputație, infecție, cum ar fi persoanele cu diabet sau picior diabetic, persoanele cu boală periferică arterială, persoanele cu probleme renale pot accesa serviciile de stat sau persoanele care au nevoie de operații de unghii, de obicei. Iar rețeaua de stat este acoperită din punct de vedere al podiatriei cu astfel de cabinete și cu specialiști? Da, rețeaua de sănătate, cred că în fiecare cartier aș putea spune că există un centru de podiatrie, pentru că noi suntem, de cele mai multe ori, cabinetele de podiatrie sunt în centre unde există deja doctori de familie, dentiști, asistente medicale, deci noi suntem, aș putea zice că suntem chiar lângă ei, mână în mână cu doctorii. Pot să-și deschidă singuri cabinete podiatrii și în ce context? Da, orice podiatru își poate deschide un cabinet privat, deși este destul de greu pentru că ai nevoie de multe autorizații, de multe asigurări. Pentru a deschide un cabinet privat este nevoie de multă răbdare aici. În schimb, nu aș recomanda, sau în privința mea, eu nu mi-aș fi deschis un cabinet privat în primii ani de la absolvire, pentru că în primii ani de la absolvire încă ai nevoie de suport, ai nevoie de colegi care să îți ofere suportul în cazul unor întrebări sau complicații. Dar este destul de ușor, plus minus, în a deschide un cabinet. Depinde de zonă. Bineînțeles că dacă mai sunt multe cabinete de podiatrie în zona în care vrei să îți deschizi, s-ar putea să nu meargă atât de bine. Depinde de prețuri, depinde de ce tratamente oferi și depinde ce studii postgraduale ai. Iar ca afacere, cât de mult rentează un astfel de cabinet? Pentru că înseamnă totuși pentru cineva care își deschide o sumă de bani pe care trebuie să o aibă la început și pe care apoi, evident, să-și o recupereze. Acesta este riscul, aș putea zice, riscul maxim, primul risc, să investești și după aia să nu poți să îți scoți banii înapoi. Cred că este nevoie de cel puțin 20.000 de lire pentru început, pentru a deschide un cabinet echipat cu tot ce ai nevoie. Vă pot da exemplu de unde lucru eu privat. Nu este clinica mea privată, lucru ca asociat pentru cineva. Zona în care lucru este o zonă, pot să zic, foarte bună. Programările sunt una după alta. Câteodată avem și câte 15 pacienți pe zi, dar sunt zile, de exemplu, în timpul verii, când lumea merge în vacanță, lista este mult mai goală decât și se vede diferența de la lună la lună. Deci salariul poate difera, poate fi la 10.000 de lire pe lună sau poate merge jos la 2.000 de lire pe lună. Depinde de fiecare lună.
Era una din întrebările mele: care sunt salariile podiatrilor în Marea Britanie? Sunt sigură că ar fi interesați și românii care doresc să urmeze această carieră și apoi poate să vină să lucreze în Marea Britanie, pe de o parte, pe de alta, de ce nu o comparație cu nivelul salarial din România? Deci, dacă ne-ați putea face cumva o radiografie a salariilor podiatrilor în Marea Britanie. În primul rând, aș dori să le spun viitorilor podiatri din România să stea în România, pentru că România are nevoie de podiatri. În UK suntem mult prea mulți, nu avem nevoie de voi, deci stați acasă. După cum am zis, diferă de la privat la stat foarte mult. La stat salariile sunt pe benzi. Deci depinde de experiență. Dacă ești un podiatru nou absolvit, salariul începe undeva de la 24.900 de lire pe an până la 30.000. După aia se merge la banda următoare, care este banda de podiatru specialist, merge de la 31.000 până aproape la 37.000. După aia este rezidentul chirurg podiatru, care este de la 45.000 până la 87.000 pe an, 45.000 de lire pe an, bineînțeles. Ar fi mult prea frumos să luăm atâta pe lună. Și ultimul, cel mai înalt grad este de chirurg podiatru, care începe, salariul începe de la 91.000 și ajunge până la 104.000. Asta doar în sistemul de stat. Bineînțeles că mulți din podiatrii lucră privat și la stat. Ce sperați să se întâmple în următorul an în România, respectiv în Marea Britanie, vis-a-vis de podiatrie? Sper ca în România să se schimbe puțin concepția de pacientul este a meu. Sper ca alte profesii să conștientizeze rolul podiatrului și rolul echipei multidisciplinare în gestionarea pacienților. Din păcate, nu există un grad de comparație între România și Anglia, pentru că până la momentul de față nu au existat podiatri calificați.